Salutare tuturor! Astăzi vreau să vorbim puțin despre Bitcoin și de fapt ce este Bitcoin-ul, cum funcționează și în sine o să integrăm un pic ce înseamnă o rețea descentralizată. Pentru că asta este Bitcoin, o rețea în sine descentralizată și auzim cuvântul ăsta descentralizat peste tot și el ar trebui să ne facă să ne simțim mai bine sau să vedem o valoare în asta sau să ne atragă. Însă sunt sigur că foarte mulți nu înțeleg în realitate ce este descentralizarea asta. Ce e centralizat în sine de vorbim de descentralizare. Și o să încerc ușor, ușor, treptat, pentru că nu putem să facem asta într-un singur video, sunt foarte multe informații pe care trebuie să le menționăm, dar o să iau treptat și o să vă explic pas cu pas ce este Bitcoin-ul, ce este o rețea descentralizată, la ce ne ajută și de ce este atât de important, de ce are un preț atât de mare și lumea nebunește din ce în ce mai mult și o să zică că gata, o să fie 500.000 de dolari un Bitcoin sau mai mult, chiar 1.000.000. Dar până să ajungem acolo, până ajunge la Bitcoin în sine, trebuie să înțelegem ce sunt banii. Banii în sine sunt o valoare, o valoare pe care noi o atribuim. Și până să ajungem la banii pe care noi îi știm în ziua de astăzi, acele bucăți de hârtie sau de plastic, depinde în ce țară stă fiecare, trebuie să știm că aceștia au avut mai multe forme în istorie, adică banii nu erau de la început bucățile astea de hârtie. Sunt sigur că mulți dintre voi știți că banii au fost aur, argint, cupru, alte metale prețioase, aliaje de aceste metale prețioase, dar să știți că au fost și alte lucruri. Au fost cereale, sare și așa mai departe. De ce? Care e de fapt esența a ceea ce am spus până acum? Păi în sine banii și toate bunurile astea, fie că vorbim de aur, argint, cupru, aveau o valoare pe care noi o atribuiam. Și e foarte important acest lucru pentru că asta se întâmplă și cu Bitcoin. De asta am vrut să plec, să iau pas cu pas și să vă explic ce, să zic așa, istoric de unde vine toată treaba asta. Deci în sine banii sunt o valoare pe care noi o atribuim și nu doar noi 5-10 oameni, ci este o valoare pe care o atribuim la nivel de masă. Adică dacă mă duc, nu știu, într-o altă țară cu euro sau cu dolari și ei o să recunoască o valoare. Chiar și dacă mă duc cu lei, în Dubai, o să găsesc un exchange unde pot să schimb leii mei pe ceva. Și ok, poate o să fie o diferență de curs valutar sau, 4 lei pe care i-aș lua aici, o să iau 3,5 în altă parte sau 4,5. În sine tot o să iau ceva, totuși cineva, un om și mai mulți oameni în lumea asta atribuie o valoare. Și e foarte important lucrul ăsta pentru că, din nou, asta se întâmplă și cu Bitcoin-ul. Și până la urmă nu doar cu Bitcoin, ci în general cu criptomonedele. Și am menționat aurul. Aurul din vremuri străvechi a avut o valoare. Toată lumea atribuia o putere de cumpărare, adică o valoare aurului. Însă aceasta s-a tot schimbat. Pentru că aurul în sine este limitat și se știe de foarte mult timp acest lucru, dar în sine, dacă ne gândim, aurul nu este cea mai confortabilă metodă prin care noi putem să avem valoarea noastră în buzunar. Adică nu te poți plimba, să te duci prin oraș cu un lingou de aur în buzunar și dacă vrei să-ți iei o pâine, îl scoți, răzuiești un pic de pe el și ți-ai luat o pâine. Nu merge chiar așa și de asta au apărut banii. Banii de hârtie, bine, sunt și monedele care au apărut, care aveau o valoare mult mai mică, dar acestea erau dintr-un metal care în sine nu era prețios și așa mai departe. Dar ne oprim la ideea de hârtie. Deci au apărut hârtiile, bancnotele. Și care e treaba cu ele? Cum funcționează toată treaba asta? Pe când ele au apărut, a existat ideea de gold standard. Acum nu o să intru în detalii ce înseamnă gold standard, cum influențează și așa mai departe. Adică pot să fac un video special pe ideea de gold standard în sine. Dar ce e de reținut e faptul că, ipotetic, să zicem, un kilogram de aur acum sute de ani sau 100 de ani valora 1000 de hârtii de câte un dolar. Adică 1000 de dolari. Un kilogram de aur însemna 1000 de dolari. Ce însemna asta? Tu te duceai frumos cu lingoul tău de aur de un kilogram. Dădeai frumos la o bancă centrală, practic dădeai statului lingoul tău și statul îți dădea înapoi un tenculeț micuț, sau mă rog, mai mare, că sunt 1000 de hârtii, să zicem, sau mai puține dacă erau de 10 dolari și așa mai departe, îți dădea un teanc de bani, un teanc de hârtie. Și cu hârtiile alea te puteai să te duci să cumperi fel și fel de lucruri. În sine era mult mai ușor decât să te
cari din nou cu lingoul de aur după tine, era mult mai ușor să stai cu niște hârtii, luai cât îți trebuia din ele, cu un dolar puteai să cumperi, să zicem, să-ți faci toate cumpărăturile de care aveai nevoie pentru o săptămână. A fost ideea de simplitate și de ușurință în a folosi banii pe care iei, valoarea ta pe care o deții. Numai că a apărut o problemă. Banii aceștia au tot fost printați în timp, în sensul că dacă ipotetic erau 1 milion de hârtii la început, aceștia s-au tot multiplicat, s-au multiplicat, din 1 milion s-au făcut 2 milioane, 4 milioane, 10 milioane și așa mai departe. Și care e riscul când se întâmplă acest lucru? Păi se diluează valoarea lor, adică dacă tu cu un dolar înainte puteai să, ipotetic, să iei un coș plin de cumpărături, dacă ne-am raportat la vremea de astăzi, ei, acum nu mai poți, cu un dolar nu poți să faci mare lucru, pentru că valoarea lui s-a diluat. Și asta, pe cine a afectat cel mai rău de această diluție care se petrece? Păi cei care țin banii în buzunar, în subsaltea, în seif, la bancă. Pentru că valoarea lor scade. Nu înseamnă că o pâine care înainte era un dolar, acum e 2 dolari, înseamnă că ea e mai valoroasă, adică pun ceva special în ea și gata, e mai scumpă special. Nu, n-are nicio treabă. E mai scumpă pentru că ce poți tu să faci cu un dolar, nu mai e același lucru. Puteai să cumperi o pâine, acum cumperi doar o jumătate de pâine. De asemenea, pentru că am menționat valoare, să leg un pic toată treaba asta. Noi banilor le atribuim o valoare, adică banilor hârtiilor. Și de ce le atribuim? Pentru că avem încredere că cineva în lumea asta, așa cum am menționat, atribuie aceeași valoare. Și încrederea asta de unde vine? Vine de la guvern, pentru că guvernul a zis, prin crearea acestor tipuri de bani, fiat, fiat vine din latină și înseamnă decret sau ceva de genul. Adică guvernul a decretat faptul că banii ăștia valorează atâta în aur. Și din nou, ne putem duce la gold standard și tot așa, și așa mai departe, dar nu o să o facem. Și de ce am menționat faptul că noi atribuim o valoare și trebuie să fie general recunoscută și faptul că guvernul garantează acest lucru? Păi dacă n-ar fi așa, n-ar fi guvernul care să garanteze, n-ar fi o accepțiune globală, să zicem, păi ar fi foarte ușor să iei tu o poză cu mamaie și tataie, să zici că tu valorifici acea poză extraordinar de mult, nu știu, înseamnă 1 milion de dolari pentru tine, pentru care o valoare sentimentală care nu poate să fie așa de ușor măsurată în bani, bla 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 bla. Te duci frumos în cartierul francez la un dezvoltator foarte mare, zici, uite domne, îți dau poza asta cu mamaia și cu tataia, dă-mi și mie penthouse-ul ăsta de aici, pentru că eu îi atribuie o valoare foarte mare. Dar pentru că respectivul dezvoltator nu îi atribuie acea valoare, el vede doar o bucată de hârtie fotografică care, să zicem, valorează 20 de cenți, nu o să-ți dea, pentru că pentru el e 20 de cenți și pentru tine e 1 milion de dolari. Nu este accepțiunea universală și nu este valoarea universală pe care o atribuie toată lumea acelui bun. Asta este important, pentru că banii în sine au o accepțiune universală și din nou sunt garantați de către bancă. Bun, și de au apărut banii fizici, toate bune și frumoase, în timp s-a trecut și la ideea de bani digitali, n-a fost o trecere foarte grea, a apărut internetul și așa mai departe. Banii digitali ce reprezintă în sine? Au aceeași reprezentare ca și banii fizici, numai că e mult mai ușor ca guvernele, statele și așa mai departe să țină o evidență a cât are fiecare, cât tranzacționează fiecare și cui tranzacționează. Adică e foarte ușor ca ei să știe că eu îți dau ție 10 dolari, 1000 de dolari și așa mai departe. El va ști că eu am avut în cont acei 1000 de dolari, ți-am dat ție și acum tu ai în cont 1000 de dolari. Dar ca toată treaba asta să funcționeze, este important ca cineva să țină un carnețel, hai să zicem un carnețel, cu toate datele astea. Și nu doar despre mine și despre tine și tranzacția noastră, cu toate tranzacțiile. Și asta fac băncile. Ele au carnețel, au un calculator, un laptop, un calculator, ce-o fi el, care ține toate datele astea acolo și statele au încredere în acele bănci, noi avem încredere că ce scrie acolo e pe bune și că banii noștri sunt în siguranță acolo. Dar ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că eu în sine, eu nu pot să verific cu ochii mei tot ceea ce se petrece în spate, nu pot să verific eu carnețelul, nu pot să mă duc la bancă mâine și să zic, bă, vreau și să văd carnețelul,
unde sunt toate conturile, unde sunt toate conturile, să văd unde e al meu, să-l localizez eu, să-l focusez, să văd ce tranzacții am făcut eu, cui și nu știu ce și cum persoana respectivă a tranzacționat mai departe banii mei, nu o să pot să fac asta niciodată. Și de ce? Pentru că este un sistem centralizat. Ca să explic cel mai simplu, e ca o floare, unde în mijloc este carnețelul și fiecare petală, sau ca o caracatiță, unde capul este carnețelul și fiecare braț al caracatiței, fiecare tentacul reprezintă legătura cu o persoană anume. Și în sine se petrec tranzacții, pleacă de la mine, trece prin carnețel, ajunge la următorul și carnețelul înregistrează tot, are toate datele de care am vorbit mai devreme. Și pentru că acesta este un sistem centralizat, ce e un sistem descentralizat? Păi un sistem descentralizat este în sine tot un carnețel. Un carnețel unde tot așa sunt toate datele, toate tranzacțiile care se petrec, toate informațiile acestea, numai că skepsisul e următorul. Nu este un singur carnețel, sau de fapt e unul singur, dar replicat de foarte multe ori. Și acele replici ale carnețelelor sunt în sine nodurile de pe blockchain. Și nodurile sunt calculatoare, adică calculatorul meu, al tău și așa mai departe, toți cei care participă la blockchain, care îl susțin, sunt noduri care dețin același carnețel, care se updatează în timp real, instant, și ca, dacă tu ai vrea să ștergi toată rețeaua, ar însemna să distrugi toate calculatoarele în același timp. Altfel, ar fi într-un loc un alt calculator care avea toate informațiile respective, tot backup-ul, și ar putea după aceea să se replice înapoi. Într-un sistem centralizat, dacă distrugi carnețelul principal, pa, la revedere, plus că tu oricum nu ai acces la el, plus că în sine banca centrală, de exemplu, poate oricând să mai adauge acolo, nu știu, sunt $1,000,000, mai punem un 2 în față și un 0 la final. Și dintr-un milion avem 20 de milioane, pentru că am mai pus un 2 în față, am modificat unul în 2 și un 0 la final. Deci e foarte ușor să facă modificări. Într-un sistem descentralizat, nu poate să vină nimeni cu o gumă și un pic să șteargă și să adauge. Totul este transparent. Și bine, în sine vorbim în același timp și de o vasi anonimitate. Și de ce îi zic așa? Pentru că, da, ok, noi putem să vedem toate tranzacțiile, noi avem acces direct la carnețel. Putem să vedem tot ce se petrece acolo, numai că vasi anonimitatea vine din faptul că adresa respectivă, acea combinație de numere, cifre și așa mai departe, noi nu știm a cui e. Adică voi nu știți, de exemplu, care este adresa mea pentru Bitcoin. Putem să aflăm și putem, cum se știe de asemenea și adresa creatorului Satoshi, dar în sine, dacă nu vei, nu știu, dacă eu nu aș face public lucrul ăsta sau nu ar avea altcineva cum să afle că ai adresa mea, tu n-ai ști niciodată. Poate eu aș primi și s-ar tranzacționa către adresa mea 11.000 de Bitcoin și tu nu vei ști niciodată. Tu doar vei vedea că adresa 45NZRPT, nu știu ce, a primit 45.000 de Bitcoin și atât. Mai departe nu ai ști. Deci în sine ai o quasi anonimitate. Și ca să ajungem în finalul acestui video, pentru că deja ne lungim foarte mult și o să continui mai departe în alte videouri, de ce Bitcoinul este așa de scump? Ca să răspund un pic la întrebarea asta. Pentru că la început m-am legat foarte mult de valoare și de valoarea pe care oamenii o atribuie la nivel de masă unui bun. Ăsta nu este un bun fizic. Nu e aur, nu-s bani pe care poți să iei, să-i miroși, să-i freci în mână, nu știu ce să faci, să-i mototolezi, să-i arunci undeva. E ceva digital. Însă, fiind limitat, fiind recunoscut la nivel global ca având o valoare și fiind o cerere pentru a-și păstra banii, a-și păstra averea, a-și păstra wealth-ul în ceva, oamenii îi atribuie o valoare. La fel ca și cu aurul până la urmă. Aurul este valoros pentru că, bine, are utilitate în industrie și așa mai departe, dar pentru că este rar, este limitat și lumea îi atribuie o valoare. Asta se întâmplă și cu Bitcoin-ul. Este rar, este rar și limitat, care putem să o punem în aceeași, să zic așa, în aceeași atribuție pe care o are, pentru că sunt doar 21 de milioane și atât, nu o să se mai facă, și oamenii îi atribuie o valoare. Știu că dacă ei cumpără un Bitcoin astăzi, în principiu, pentru că rețeaua este
aș putea să zic 100% sigură, pentru că ar fi relativ imposibil să distrugi toate nodurile din lume. Relativ, na, nu pot să pun, hai să zicem 99,9999 la infinit, sigur. Și știu că oamenii în viitor o să-i atribuie valoare, pentru că este o adopție, o accepțiune din ce în ce mai mare. Dacă în 2008 sau în 2009, nu mai știu când a fost, când s-a vândut, mă rog, s-au dat, s-au transferat 10.000 de bitcoin pe două pizza și valoarea bitcoinului în momentul acela era doar două pizza, în ziua de astăzi, pentru că din ce în ce mai multă lume este interesată, atunci nu era interes. În ziua de astăzi, mulți fiind interesați, cererea fiind mai mare, valoarea îi crește. La fel și cu aurul, dacă la început în sine era aur din belșug, pentru că nu erau foarte mulți interesați și au fost doar puțini oameni acum sute mii de ani, apar n-am cât timp, când s-a descoperit aurul, erau doar câțiva care ziceau că uite chestia asta galbenă, uite ce faină e, hai dăm și mie 3-5 kg, da băi, îți dau 3-5 kg, ia un bob de mazăre. Atunci valoarea era mică, pentru că erau foarte puțini care acceptau valoarea asta, însă acum, fiind foarte mulți la nivel global oameni care acceptă și fiind limitat, lumea vede o valoare din ce în ce mai mare, pentru că la un moment dat o se termine și ceea ce există, atâta rămâne. La fel și cu Bitcoin-ul. La un moment dat o se mineze tot și ceea ce există, atât va rămâne. Și cine va deține un jumătate din un sfert, o să aibă o valoare raportat la interesul pe care lumea îl are, mare sau mică. Cam asta e toată treaba cu Bitcoin-ul. Ce este el în sine? Este ceva digital, pentru că nu-l poți găsi nicăieri fizic, care are o valoare atribuită de lumea înconjurătoare. O valoare care se schimbă constant, pentru că din ce în ce mai multă lume o recunoaște și din ce în ce mai multă lume vrea să aibă. Așa că cererea e mare și valoarea o să crească. Cam atât am avut de zis astăzi despre Bitcoin. Din nou, aș vrea să fac, cam asta, ăsta ar fi planul, să fac o serie întreagă în care să explic pas cu pas ce reprezintă Bitcoin, ce reprezintă un blockchain, ce reprezintă criptomonedele, să vorbesc și despre criptomonede în care eu cred că putem să avem un câștig foarte mare și acesta vreau să fie primul pas. Mai am câteva videouri despre criptomonede, despre Eagle și așa mai departe, am mai vorbit și de Bitcoin la un moment dat, dar destul de puțin, însă vreau să fac o serie de videouri educative și în același timp să prezint ceea ce stă în spatele proiectelor și de ce au o valoare atât de mare, de ce lumea vede un potențial atât de mare și ce probleme rezolvă ele. În sine, Bitcoin-ul rezolvă practic problema aurului, a faptului că aurul este limitat și oferă o alternativă de a-ți parca banii, de a investi, pentru că, sincer, nu văd în Bitcoin, să zic așa, un înlocuitor pentru dolari sau să-l folosești să tranzacționezi de zi cu zi, ci văd mai degrabă un loc unde poți să-ți parchezi banii, exact cum compară toată lumea un nou aur, un aur digital. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe și ne vedem data viitoare. Pa, pa!